Când nu mai știi ce să gătești, încearcă această rețetă de paste cu somon afumat, simplă de făcut și delicioasă. Am început prin a căli 2 căței de usturoi în puțin ulei de măsline. Am tăiat mai apoi somonul afumat în bucăți mai mici. L-am adăugat peste usturoi și l-am gătit pentru aproximativ 3 minute. Când somonul a fost gătit, am adăugat smântână dulce și am gătit totul până când sosul a căpătat o consistență cremoasă. Am adăugat sare, am pus la fiert pastele, am adăugat și puțină apă în care au fiert pastele, am pus în sos farfalele, am amestecat totul foarte bine, la final am adăugat mărar, piper și puțină coajă de lămâie. A ieșit totul delicios. Ne-am bucurat cu toții, de la mic la mare, de acest prânz copios. Pentru mai multe rețete, te invit să mă urmărești.